Ok, mi-am făcut o cafea aici ca să-mi dea un pic de forță pentru clipul ăsta, pentru că este un clip pe care îl am de ani de zile și pe care am așa un nod în gât când mă gândesc să-l fac. Și acum am nodul în gât că am început clipul. Și o să-mi fie foarte greu să mențin firul logic și narrativ, să spunem așa, pe linia de plutire, pentru că sunt foarte multe elemente care vin din toate părțile. Și o să am rugămintea la voi, dacă aveți întrebări sau dacă vreți să discutăm mai mult pe subiectul ăsta, să lăsați în comentarii întrebări sau ce ați vrea să discutăm mai mult pe subiectul ăsta și o să mai revin cu completări, pentru că sigur o să fie nevoie de completări la clipul ăsta. Bănuiesc eu așa, cunoscându-mă, că nu o să reușesc să scot toate informațiile și poate să le scot și coerent chiar. Știți că la mine pe canal încerc cât se poate de mult să fiu foarte pozitivă, să aduc un content pozitiv, să aduc un content care pe voi să vă relaxeze măcar, care să vă dea un vibe bun, care să vă ajute să, nu știu, treceți de o zi grea sau să vă încheiați ziua dacă vă uitați seara cu zâmbet pe buze sau măcar să vă ia gândul de la, nu știu, problemele pe care le-ați avut în ziua respectivă, dar în același timp consider că este bine să mai discutăm din când în când și despre subiecte serioase și despre lucruri care merită atenția și despre lucruri care ar trebui băgate în seamă sau care ar trebui discutate și care sunt tabu, care sunt cumva interzise, care sunt cumva discreditate, ridiculizate în societate, pentru că, vezi, Doamne, nu trebuie să se întâmple lucrurile astea și totuși eu cred că e bine să mai lăsând all fun in games, dar lăsând toate la o parte, e bine să mai discutăm și despre lucrurile astea și, în esență, ca să nu mă mai lungesc, că după cum cred că ați observat, deja încerc să amân așa pronunțarea acelui cuvânt, încerc să vorbesc astăzi, încerc să vorbesc despre depresie și despre depresia mea în mod special și despre ce înțeleg eu ca fiind depresie și ce percep eu ca fiind depresie și ce cred că este un fenomen care a luat amploare odată cu noul mileniu, dacă vreți, și care în societatea românească, din păcate, încă este ridiculizat și încă este alungat și încă este băgat sub preș, pentru că nu există așa ceva, spun unii, pentru că nu e rușinos să spui că suferi de depresie sau ai suferit de depresie sau ai, o problemă sau că te apasă ceva. Și ca să încep, trebuie să vă prefacez așa toată povestea mea prin a spune că, din punctul meu de vedere, din ce am învățat până acum, din ce am studiat până acum, din ce am căutat, din ce am citit și așa mai departe, lucrurile în ceea ce privește depresia nu sunt liniare și nu sunt unilaterale și, cumva, discutând și cu Eugenia, mi-a confirmat treaba asta, nu cred că există doi oameni să sufere de depresie să fie identici, adică să aibă aceleași probleme, aceleași gânduri sau, în mare poate sunt aceleași gânduri, dar suferința sau sentimentele sau senzațiile nu sunt aceleași. Deci depresia este o boală, că este o boală și a fost catalogată ca fiind o boală, este la nivel mondial considerată o boală, chiar dacă românii noștri și nu numai refuză să o accepte. Este o boală foarte perfidă și foarte nenorocită, care se ascunde foarte bine și care are foarte multe fațete. Are, cred că, atât de multe fațete câți oameni suferă de depresie, știți? Pentru că fiecare om pe care l-am întâlnit cu depresie sau fiecare om despre care am citit că avea depresie, cumva avea altă fațetă a ceea ce se numește depresie. De-aia, pentru unii poate părea pueril ceea ce o să vă zic eu în clipul ăsta, de-aia pentru mine poate mărturisirile altora mi s-au părut puerile, poate mi s-au părut o joacă în comparație cu ce simt eu și așa mai departe, da? Deci de-aia lucrurile nu sunt
sunt liniare, nu sunt la fel, nu sunt uniforme, nu e ca la vărsatul de vânt sau la varicelă, na, ca să zicem așa, când știi că ți apar niște bube pe tine și ai niște simptome și, sau la gripă și ai niște simptome standard și așa mai departe, da? Pe care le trantezi și după aia treci peste. Nu e așa, pentru că practic experiența fiecărui om cu depresia este diferită și este foarte greu în primul rând să o identifici. Este în primul rând foarte greu să o identifici, mai ales tânăr fiind, mai ales dacă nu ți se spune nimic despre asta, mai ales dacă nu ai discutat niciodată în familie, în casă, nu s-a discutat despre chestia asta, dacă n-ai auzit niciodată vorbindu-se despre treaba asta. Este foarte greu să-ți dai seama ce Dumnezeu ți se întâmplă și de ce nu ești normal, pentru că ai senzația constant că ești defect, pentru că cel puțin, paranteză, în cazul meu, senzația mea este că eu sunt defectă, știți? Așa, și că, na. Pe lângă asta, un alt lucru pe care îl cred foarte tare este că de depresie nu te vindești niciodată. Este o concluzie la care am ajuns în ultimii ani. Ba chiar am fost foarte arogantă în urmă cu ceva timp să cred că m-am vindecat de depresie, după care m-a lovit bine. Și după care m-a lovit iar încă o dată și mai bine și m-a tot lovit, așa, știți? Încât mi-am revenit și m-am trezit și mi-am dat seama că, de fapt, stai un pic, că s-ar putea ca de depresie să nu te vindeci niciodată. Și la fel, pe oamenii pe care i-am studiat, așa, și pe care i-am urmărit, care au suferit de depresie profundă de-a lungul vieții lor, nu prea s-au vindecat de ea. Adică tot au... ori au trăit cu ea într-o formă sau alta, au reușit să o controleze până la un anumit nivel, ori s-au sinucis, mulți dintre ei, pentru că te aduce în pragul ăla și poate discutăm și despre asta dacă nu este prea triggering pentru voi. Așa, încă o chestie referitoare la depresie este că eu fac o mare diferență între ceea ce este depresia... nu știu, în urma unei despărțiri, în urma unui eveniment tragic, în urma unei traume. Eu cred că asta este un fel de depresie pe termen limitat, mai ales dacă știi să cauți ajutor, să accepți ajutor, să te interesezi, să te repliezi din starea aia. Cred că este un fel de depresie mai degrabă anxioasă, este mai degrabă o problemă temporară. N-aș numi o neapărat depresie fără să vreau să ridiculizez, Doamne ferește, pe oamenii care trec prin problema asta, pentru că este o problemă și credeți-mă pe cuvânt că știu mai bine ca multă lume că e o problemă foarte gravă în momentul în care treci printr-o traumă și ești depresiv. Adică nu ridiculizez asta sub nicio formă și nu cred că este mai puțin important și mai puțin de neglijat acest aspect, din contră. Dar depresia, din punctul meu de vedere, este ceva ce vine pe un fond intern. Este mai degrabă cauzată de o dereglare internă, atât hormonală a organismului, cât și a ta, care, într-adevăr, suprapusă peste niște evenimente, niște experiențe și așa mai departe, se amplifică. Dar, cumva, cred că depresia în sine, oamenii depresivi, și, repet, este strict din ce am studiat eu și din concluziile pe care le-am tras eu cu mintea mea, nu... Dacă vreți, poate, dacă reușesc să o conving pe Eugenia, poate o aducem, că e specializarea ei, e pe domeniul ei, poate să ne povestească mai multe și poate să mă contrazică eventual. Dar eu cred că depresia în sine, depresia aia adevărată, aia gravă, aia nasoală, aia rea, aia care te împinge să te sinucizi, aia, depresia aia este, în primul rând, vine pe un fond de dereglaj intern. Adică e o problemă internă undeva în creierul tău. Ceva, niște conexiuni nu se fac bine, niște lucruri nu se pupă cum trebuie, niște lucruri sunt în plus, niște hormoni se joacă pe acolo cu nervii tăi, vorba aia. Știți, adică cumva de acolo, cred că mai degrabă de acolo pleacă, pentru că așa, pe fondul unei traume, mă gândesc că poți să conștientizezi, să treci de trauma aia, cumva știți că timpul le vindecă pe toate, în timp te vindeci și treci peste. Dar când suferi de depresia aia de care sufăr și eu și mulți alții, este
cumplit pentru că ai momente în care practic viața ta este roz și totul merge bine și tu nu vezi chestia asta sau nu te poți bucura de chestia asta pentru că ceva în interiorul tău nu te lasă, da? Este ceva din mintea ta care pur și simplu se opune să fii fericit. Cam așa, cam asta ar fi, cam ăsta ar fi modul în care aș putea să pun, cam asta ar fi frazele în care aș putea să pun depresia în sine, da? Este ceva în mintea ta care practic se opune să fii fericit, pentru că la cum simt eu depresia și la cum o văd eu, repet, sunt conștientă că nu toată lumea are aceeași trăiri și aceleași experiențe, vorbesc strict pentru mine, efectiv am senzația că există o parte rațională a creierului meu, o parte perfect rațională care gândește și care în momentul în care iese din depresie analizează lucrurile pe care le spunea mintea mea depresivă și râde de ele și le ridiculizează. Deci am partea asta rațională, dar am și partea asta creierului, cumva bolnavă, dacă vreți să-i spunem, care se opune cu tot din adinsul să fiu fericită, să mă bucur de un lucru, să mă simt bine, să, nu știu, să fac ceva sau mă face să mă simt rău fizic fără să știu ce am și așa mai departe. Dar, ca să o luăm înainte, cum cred eu că a început treaba asta? În primul rând, eu nu mi-aduc aminte să fi fost un copil vesel. Și asta este o afirmație foarte dureroasă, atât pentru mine, cât și pentru alții de auzit. Adică am avut momentele mele de veselie, copil fiind, jucându-mă, știți, adică am imaginile alea cu mine când mă jucam și eram veselă și nu știu ce, dar alea erau strict episoade. Nu mi-aduc aminte să fi fost copil și să mă simt bine constant și să fiu fericită constant. Pe lângă asta, se mai adaugă și faptul că eu am crescut într-un mediu și într-o familie și dacă se uită mama ghinion, asta este, da, a venit și momentul să afli chestiile astea, am crescut într-un mediu în care eu cumva trebuia să preiau toate problemele adulților, copil fiind. Adică, bunica mea era în doliu. Eu am cunoscut-o pe bunica mea în doliu și cât am pilărit eu, ea a fost în doliu, ea suferea, ea plângea, iar eu trebuia să fiu martoră la problemele ei și să le simt. Adică nu doar să asist la ele, ci să le și simt. Adică era, pentru mine era interzis copil fiind să râd, era interzis să mă bucur de lucruri, era interzis să fiu activă, era interzis să fiu copil, practic, să fiu, să mă zbengui, să fac lucruri din astea, pentru că oamenii sufereau și eu nu trebuia sub formă de respect, trebuia cumva să asimilez toate suferințele aia și să nu mă exteriorizez într-un mod fericit, știți? Adică fericirea cumva era interzisă. La fel și în cazul mamei mele, trebuia ulterior, după ce m-am mutat aici și am început școala, cumva a trebuit să asist la toate problemele, să fiu părtașă, să le înghit pe toate și să le suport pe toate și să sufăr în același mod și nu aveam voie la fel să râd. Râsul era cumva în casă la noi și la mine și aici și la bunica mea era ceva odios, adică când râdeai așa era, nu știu, râdeai la, când vedeai ceva amuzant la televizor, dar atâta, nu îți permiteai să râzi, să fii vesel tot timpul, știți, adică râsul era o chestie nu, neplăcută, nedorită în casă, era cumva aproape interzisă. Deci cumva peste faza aia că eu nu m-am văzut niciodată fiind un copil fericit, peste faza aia a venit toată treaba asta când eu cumva am simțit că poate, repet, poate nu asta era situația, poate adulții din jurul meu nu asta și-au dorit să-mi transmită, știți? Poate nu așa ar fi trebuit să se întâmple, dar știu, am în minte vii, amintiri foarte vii cu episoade în care râdeam și mi se spunea să nu mai râd, să nu mă mai bucur, să nu mai țopăi, să nu mai fac chestii. Adică și asta mie cumva mi-a indus faptul că nu trebuie să mă bucur, nu trebuie să mă joc, nu trebuie să fac nimic. Deci cumva și asta a contribuit la starea aia mea de a nu mă vedea veselă, știți? Și cumva mi-a justificat faptul că nu sunt veselă și că nu am fost un copil vesel. Ulterior, bineînțeles, s-au adăugat tot felul de lucruri.
cum ar fi bullying-ul, cum ar fi diverse traume în adolescență, în copilărie și așa mai departe, care au venit peste și cumva au îngroșat toată starea aia, dar la baza mea starea aia a existat, adică ce vreau să vă spun este că depresia mea n-a venit pe fondul bullying-ului, n-a venit pe fondul traumelor pe care le aveam, n-a venit pe fondul experiențelor prin care am trecut și așa mai departe, ci alea, toate lucrurile astea au îngroșat ceea ce eu deja simțeam. Adică eu deja aveam acolo și evident, copil și adolescent fiind, nu știam cum să exteriorizez asta sau nu știam cum să procesez lucruri. Și în general, tinerii, adolescenții și chiar și tinerii adulți nu știu cum să proceseze toate lucrurile astea. Adică nu știu cum să le exteriorizeze, cum să le proceseze, nu știu cum să le dea. La naiba, nu știu eu ca adultă acum, la 30 de ani, nu știu să spun clar ce simt. Adică n-aș putea să spun ce simt. Mă întreabă și Eugenia de multe ori și ce simți și mă uit așa la ea pentru că nu știu să verbalizez ceea ce simt, fiindcă e foarte greu de descris ceea ce simți, dar aminte un copil sau un adolescent să pui să spună chestia asta sau să proceseze lucrurile astea. De? Deci nu știam, singura chestie pe care o aveam în adolescență, mă plângeam în special, era că plângeam din orice. Plângeam din tot. Plângeam din non-stop. Deci nu exista zi să nu petrec cel puțin 3-4 ore pe ziua respectivă plângând. Deci nu exista. Au fost ani de zile în care eu adormeam seara plângând și nu știam să spun de ce plâng. Odată ții minte că m-a găsit mama și plângeam tot așa și m-a întrebat, dar de ce plângi? Ea foarte frustrată și neenervată de la culme de faptul că eram excesiv de sensibilă și m-a întrebat, dar de ce plângi? Și eu nu știam să-i spun de ce plâng. Eu plângeam, dar nu puteam. Mă rog, era și contextul de așa în natură că nu prea aș fi putut să-i zic și dacă aș fi putut să verbalizez, nu puteam să-i zic de ce plângeam, dar mă rog, nu puteam să spun, adică plângeam constant. Ceea ce mi s-a pus o etichetă la momentul respectiv ca fiind excesiv de sensibilă. Ah, lasă-o pe asta că e prea sensibilă. Toată lumea mă cunoștea ca fiind foarte sensibilă, știți? Bineînțeles, cei care profitau și erau încercau să mă agreseze cu bullying-ul, profitau de treaba asta și trăgeau așa sfor, știți, și mă scâiau. Iar alții profitau de ocazie să se îndepărteze de mine pentru că, vezi, doamne, eu eram excesiv de sensibilă. Asta a fost în partea de adolescență când, v-am zis, nu știam să procesez, nu știam ce mi se întâmplă, nu știam ce am. Era o zi frumoasă afară, pentru că, știți cum v-am zis eu, că depind foarte mult de soare, era o zi frumoasă afară și pe mine mă pușa plânsul și eram legumă și nu puteam să mă mișc. La fel, o mare problemă pe care o am în continuare în momentul în care am episoadele astea de depresie, pentru că ce vreau eu să înțelegeți, cel puțin în cazul meu și nu numai în cazul meu, am observat că și în cazul multora, depresia nu este liniară, adică nu e omul trist constant. Da? Nu mai e ca în adolescență când plângeam în fiecare zi. Nu, am trecut de etapa aia, nu mai sunt așa. Ci este cumva ca o... Vine așa, știți, ciclic, știți, cu urcușuri și coborâșuri. Cu urcușuri, știți cum erau diagramele la matematică. Exact așa e. Adică sunt perioade mai bune, sunt perioade mai puțin bune, sunt perioade mai bune, sunt perioade mai puțin bune, sunt perioade când ești ok, când parcă nici nu o simți, sunt perioade în care simți că mai ai 5 secunde să înghiți pastile sau să stai venele, știți? Sunt așa, știți? Sunt perioade și perioade și vin și în timp înveți să le gestionezi sau nu, depinde de situație. Da, deci ce vreau să înțelegeți este că depresia nu e liniară, da? Nu e constantă, omul depresiv nu este tot timpul la fel. Încă un aspect foarte important pe care vreau să-l știți este că depresivii în general sunt foarte, foarte buni actori, în sensul că se ascund foarte bine. Am observat chestia asta și uitându-mă așa, căutând oameni ca să văd, știți, experiența lor, depresivii sunt excepțional de buni actori și nu în sensul că sunt ipocriți și pur și simplu se ascund foarte bine și pur și simplu pentru că este chestia aia, exact citatul ăla pe care vi l-am mai dat eu de Robin Williams, ăla cu
Oamenii depresivi sunt oamenii care îi fac pe ceilalți să râdă cel mai tare, pentru că nu vor să treacă și ceilalți prin chinul prin care trec ei. Exact asta este, exact așa este, de aia se ascund foarte bine. De foarte multe ori, voi mi-ați scris, vai Nico, radiez, vai ce veselă ești, vai ce energie bună îmi transmiți, vai, arăți așa de bine și radiez și eu, de fapt, în interiorul meu să fi fost prăbușită, să fi fost terminată, știți? Și poate că în secunda aia singurul lucru care mă ținea la suprafață era faptul că filmam. De aia v-am zis că pentru mine YouTube-ul este o parte foarte importantă, pentru că mă ajută cumva, mă ridică și mă ajută să mă mențin pe linia de plutire mental, fiindcă îmi ia mintea și îmi ia concentrarea din zona aia depresivă și mă pune să mă concentrez pe alte lucruri. Așa, dar da, depresivii sunt oameni foarte, sunt buni actori și v-am zis, nu în ideea de a fi ipocriți sau din ideea de a fi mincinoși, ci în ideea de a nu încărca pe alții cu ceea ce simt ei. Și acum să vă zic, raportat la simptome, ce se simți în momentul în care ai depresie, am auzit de oameni care spuneau că dorința lor cea mai profundă era să se facă game și să se bage în șifonier. Deci la propriu. Deci am auzit oameni care suferă de depresie. Pur și simplu ai senzația aia că vrei să te ascunzi de univers. În cazul meu, se simte ca și cum aș fi bolnavă, nu știu, de un virus. Deci nu știu dacă, Doamne ferește, aș avea Lyme sau un virus, nu știu, un SIDA sau altceva, nu știu, un corp. Cred că așa s-ar simți cum se simte la mine depresia, pentru că, efectiv, am senzația că, începând cu creierul meu, tot corpul meu este bolnav. În momentul în care am starea aia foarte low, așa, și sunt în punctul culminant, dacă vreți, al depresiei, am senzația că tot corpul meu este bolnav. Înainte obișnuiam să descriu perioada asta ca fiind o negură, o ceață foarte neagră, nu știu, e o formă descriptivă de a spune treaba asta, dar nu știu dacă e cea mai accurate, ca să zic așa, cea mai potrivită descriere, o ceață neagră, că ceața practic te învăluie, da, e ok, nu vezi mare lucru în jurul tău, dar la mine fizic se simte ca și cum sunt bolnavă și n-aș ști să spun ce mă doare, ce mă deranjează, ce stări am, dacă mi-e greață, dacă mi-e rău, dacă mi-e nu știu cum, nu pot să spun, ci pur și simplu starea mea este de rău. Atâta știu. Deci creierul meu atâta știe că sunt bolnavă și mi-e rău. Atât. Care simptomele fizic arăt perfect. Fizic sunt ok, sunt veselă în fața oamenilor, sunt veselă, fac glume, sunt perfect ok, vorbesc foarte mult, chiar în perioada în care sunt foarte low așa, dacă sunt în fața unor oameni, vorbesc foarte mult, sunt foarte vocală. Și asta vine din instinct, adică nu o fac intenționat, ci pur și simplu din instinct, cumva cred că creierul meu tot pe ideea de a masca toată starea aia o face. Deci, fizic simt că mi-este rău fără să știu să spun cum, ce anume simt. La fel îmi spunea Eugenia că sunt persoane care sunt într-o depresie atât de profundă încât pur și simplu nu se mișcă, nu fac nimic. Decât stau așa cu ochii ațintiți pe perete, într-un loc, 24 din 24 și nu fac nimic. Și iarăși este o formă de depresie și este foarte gravă și, bineînțeles, acum gravitatea fiecare persoană, gravitatea de depresie pe care o are fiecare persoană, asta nu știu să o determin eu și nu o să mă apuc niciodată să fac speculații pe termenul, pe tema asta, pentru că nu mă pricep. Dar v-am zis, ce simt eu este chestia asta. O parte din creierul meu e bolnav și cumva sunt perioade când depresia este maximă. Sunt perioade în care acea parte a creierului meu preia controlul asupra mea și toate gândurile pe care le am, știu, rațional, dacă e să mă întreb acum, că, apropo, ca paranteză, în momentul în care filmez acum, sunt bine, sunt pe linia de plutire, da? Dar rațional, când e să mă gândesc la toate stările alea, la toate gândurile alea, sunt ridicole, sunt
tâmpite, sunt mizerabile, sunt nenorocite de stările alea și gândurile alea și poate sunt iraționale, da? Pentru mine, dar în momentul partea aia a creierului meu a preluat controlul, partea aia bolnavă a creierului meu a preluat controlul, nu mai poți fi rațional. Adică dacă în mod normal ție suicidul ți se pare o prostie, o nenorocire, o tâmpenie și nu știu ce, în momentul în care partea aia bolnavă a creierului a preluat controlul, nu mai pare atât de tâmpită ideea, știți? Ba chiar promite foarte multe ideea de suicid. Fără a vrea să intru foarte mult în subiectul ăsta, pentru că știu că este un subiect foarte delicat pentru foarte multe persoane și nu vreau să, m-am zis, nu vreau să fie un trigger așa pentru voi. Dar, da, eu obișnuiam să condamn oamenii care se sinucideau, în special oamenii cu familie. Obișnuiam să-i condamn foarte vehement, eram foarte vehementă și foarte... Așa, până mi-am dat seama că, ups, și eu sunt în aceeași poziție, adică de câte ori am avut dorința, numai dorința, nu, tentative per se, nu știu dacă am avut efectiv de suicid, dar dorința de a mă sinucide am avut-o de foarte multe ori, de prea multe ori, de mai multe ori decât mi-ar plăcea să recunosc, știți? Și se pune problema în felul următor, că mi s-a mai zis și chestia asta, păi ai mâncare, ai tot ce-ți trebuie, ai prieteni, ai un job, e sănătoasă, ai toate alea. De ce să te sinucizi și de ce să te simți rău? Dar nu se pune problema de lucruri fizice, n-are nicio treabă, poți să ai tot, nu știu, poți să fii șeic cu tuturor statelor arabe, poți să fii ce vrei tu, să ai cele mai mari bogății pe lumea asta sau să n-ai absolut nimic, nu despre asta este vorba, n-are nici cea mai mică legătură cu lucrurile pe care le ai fizic sau cu oamenii pe care îi ai, mă rog, are legătură într-o oarecare măsură, dar în momentul în care ești în starea aia, nu, lucrurile astea sunt atât de insignifiante, că ai mâncare, că ai pe cineva lângă tine, că e sănătos, sunt atât de insignifiante lucrurile astea încât nici nu știu cum să spun mai bine, că nu contează, pur și simplu te uiți la ele și vezi prin ele, adică în momentul în care ești în starea aia depresivă, lucrurile astea nu mai au substanță, poți să ai toți banii din lume, poți să ai cele mai frumoase haine din lume, poți să ai oamenii care să te iubească cel mai mult pe lumea asta, în momentul în care ești în starea aia, vezi prin toate lucrurile astea, adică lucrurile astea, știți, sunt exact ca în filme, se pierde așa, se dizolvă, nu? Pe de altă parte, dacă ai oameni toxici pe lângă tine, dacă ai multe probleme care se suprapun, dacă ai... dacă viața ta este într-o balastieră constantă, lucrurile astea amplifică stările pe care le ai, da? Adică în momentul în care te pistonează oameni toxici și nu reușești să scoți capul și nu reușești să treci de lucrurile pe care ți le zic, în momentul în care ți se întâmplă tot felul de lucruri, unul după altul, toate rele, normal că se acumulează și stările alea proaste de moment poate să fie ele și de 2 minute, poate să fie și de o zi, la un moment dat tot venind una după alta, te lovesc și te aduc înapoi în starea aia de depresie, adică cumva declanșează un episod din ăsta. Eu personal așa văd lucrurile, adică văd cumva ciclic totul și văd sub formă de episoade totul, adică sunt episoade bune în care sunt pe linia de plutire, în care totul e ok și sunt rațională și toate gândurile pe care le am când nu sunt bine mi se par ridicole și sunt episoade când sunt la pământ, când aș vrea să mă opresc brusc din a respira, pur și simplu, dacă s-ar putea să mă opresc brusc din a respira ar fi minunat. Știți? Și nu ai control asupra stărilor ăstora, adică cel puțin tu personal nu ai control asupra stărilor ăstora, mai ales în momentul în care mediul din jurul tău este unul dezechilibrat, nu ai control când vin stările astea și când vin și ce simți și cât de grav o să fie, pentru că iarăși mi s-a întâmplat ca
cădere așa în abis să fie foarte puternică și să nu, nici nu-mi imaginez că o să fie atât de puternică acea cădere, și pe de altă parte mi s-a mai întâmplat de multe ori să mă aștept la o cădere din asta psihică masivă, adică mă pregăteam, mă țineam cu mâinile și cu dinții de absolut totul, stai așa că vine, știți, vine căderea aia ca într-un montai rus, așa când caz brusc, că de-aia le urăsc eu. Și nu m-aș da în viața mea într-unul din ăla. Mă aștept să fie așa o cădere bruscă și de fapt să nu fie atât de profundă, știți? Adică să găsești resursele necesare să treci peste. Acum, cum ieși din stările astea depinde iarăși de la caz la caz, de la fiecare om în parte, la... depinde de stare, depinde de situație, depinde de context, depinde de oamenii din jurul tău. S-ar putea să ceri ajutor involuntar. Spre exemplu, la ultimul episod mie mi s-a întâmplat tocmai asta, să cer ajutor fără să-mi dau seama că cer ajutor și să dau un mesaj chiar Eugeniei, că ea e cumva... am însărcinat-o cu problemele mele psihice fără ca ea să-și fi dorit chestia asta, doar pentru simplu fapt că... și se ocupă de domeniul ăsta. Am însărcinat-o fără să-și dorească așa ceva cu problemele mele psihice și din fericire ea este un om absolut extraordinar și și-a luat rolul ăsta de a mă ajuta în serios, foarte, foarte în serios chiar. Dar m-am trezit cerând ajutor fără să fiu conștientă că de fapt asta fac. I-am dat un mesaj care pe ea a pus-o pe gânduri. Nu prea, dacă stau acum să mă uit în urmă la mesajul ăla, nu prea mi-am dat seama ce scriu și ce fac în momentul ăla, pentru că eram foarte tulbure și eram foarte, foarte dezechilibrată. Și ea și-a dat seama că lucrurile stau rău și, mă rog, a intervenit și bine a făcut. Deci, cum ieși din starea asta, depinde de fiecare. Cum ies eu din starea asta, în general încerc să-mi spun că e doar un episod. Nu funcționează tot timpul, nu mă ajută tot timpul, mai ales când vine tăvălugul ăla de probleme și se adună și încă una și încă una și încă una și încă una. Nu tot timpul funcționează, dar încerc. Sunt situații în care efectiv mă văd, mă vizualizez cumva agățându-mă ca și cum aș fi într-un butoi cu smoală foarte adânc, așa, și sunt pe punctul de a mă neca în smoala aia și mă agăț cu toate forțele de margini și încerc să mă ridic cu ultimul dram de forță pe care l-am. Jur că asta e imaginea pe care o am în minte. Deci, cumva, nu știu, treci peste. Poate partea aia rațională a creierului se luptă să te aducă pe linia de plutire. Poate, nu știu să vă zic exact, adică n-aș găsi o explicație. Ce vreau să zic, unde vreau să revin apropo de depresia mea, este că am descoperit, tot cu ajutorul Eugeniei și în timp, urmărând stările astea și așa mai departe, am descoperit că iarăși și la mine se confirmă ceea ce vă ziceam la început, și anume că există o cauză hormonală, un dezechilibru hormonal care cumva alimentează toate astea. Dacă am avut treaba asta de la bun început, nu știu, n-aș putea să vă spun că nu a stat nimeni să urmărească toată treaba asta, dar cert este că acum există un dezechilibru hormonal pe care încerc să-l corectez cumva și încerc să mă duc pe linia de plutire, dar asta face parte din realitate și mor, efectiv, mă vine să-i sugrum, să-i strâng de gât pe ăia care zic, ha, nu există depresie. Ce mă, că pe vremea lui bunica mea nu exista depresie. Da, dar pe vremea lui bunica erau oameni în cază care se spânzurau din nimica, erau oameni care o luau așa de nebun pe câmp. Literalmente știu de oameni care au luat-o pe câmp, așa, au plecat și că pleacă la sapă și a luat-o așa peste câmpuri, a plecat de nebun, cum s-ar zice, a plecat peste câmpuri și nu l-a mai văzut nimeni. Erau oameni care își băteau nevestele sau copii și agresau copii, erau oameni care deveneau alcoolici și te întrebai, bă, dar de ce o fi devenit ăsta alcoolic când el are toată viața înainte și are toate lucrurile, are tot ce-i trebuie, ar putea să fie perfect, ok, perfect fericit, de ce îi trebuie să fie
alcoolic. Și uite așa, sunt, adică, da, și la vremea respectivă nu se știa de depresie și mai ales pe perioada regimului comunist așa ceva nu a existat, pentru că, după cum știți, în regimul comunist toată lumea era sănătoasă, perfect fericită și perfect ok, deci nu a existat depresie și asta e o mentalitate pe care noi am moștenit-o și după Revoluție și de aia zic că societatea noastră are foarte, foarte mari lacune în sensul ăsta și mari probleme și încă este stigmatizată ideea de depresie. Chiar auzeam recent un jurnalist vorbind de o tenismenă care a zis că s-a retras de la un concurs pentru că nu mai poate. Era ceva vorba de anxietate și de, sau de depresie, nu mai știu dacă una sau alta, dar în orice caz era vorba de o problemă din asta și ăsta o ridiculiza că hai, Doamne, vezi, Doamne, bine mă că te-ai apucat să găsești tu scuze de astea, că hai, Doamne, ce să ne povestim, gata, depresie, du-te mă și fă-ți treaba. Nu, în momentul în... e atât de ușor când nu ești în punctul ăla în care mintea ta este toxică, că efectiv ai senzația că e un gaz toxic în capul tău, jur, deci ai senzația că e un gaz toxic în capul tău și că totul e toxic. Și că ce respiri e toxic și ce expiri e toxic și așa mai departe. În momentul în care ești în punctul ăla, nu poți să mergi mai departe, iar dacă nu ești, nu ai cunoscut niciodată starea aia de adevăratele de depresie profundă, nu ai cum să empatizezi cu un om, dar de aici și până la ridiculiza și până a râde de oameni pe chestia asta și a-i acuza de incompatibilitate, de incompetență, de niște lucruri, este mult, știți? Adică mi se pare că se sare foarte tare calul, tocmai pe fondul ignoranței pe care noi o perpetuăm, că ne place ignoranța, în România ne place ignoranța foarte tare. Da, deci, data viitoare când mai vedeți un om foarte vesel, s-ar putea să fie de fapt un tip care e depresiv. Dacă vedeți un om care se străduie din răsputeri să vă facă să râdeți, s-ar putea să fie depresiv. Chiar Robin Williams, v-am zis că era cunoscut ca... Mă uitam la niște interviuri de curând cu el, în absolut toate interviurile încerca să-și facă să-l facă pe cel din fața lui să râdă. În absolut toate interviurile scotea glume, făcea bancuri, făcea tot felul de fețe, el fiind un actor extraordinar. În absolut toate interviurile el, și el de fapt era de o... Hei, dragilor, Nicoleta de la editare aici. Vroiam să fac o precizare cu privire la Robin Williams ca să nu avem discuții. Știu că Robin Williams n-a suferit în principal de depresie, ci el a avut o boală foarte gravă, o boală degenerativă incurabilă care se numește Lewy Body Dementia. Este o boală, cum ziceam, incurabilă, al cărei efect este depresia, adică depresia vine cumva ca o consecință acestei boli, dar printre alte consecințe sunt și anxietatea, paranoia, tot felul de probleme din astea și tulburări din astea de comportament pe care le provoacă această demență, că este tot un fel de demență. E o boală mai complexă, dar oricum Robin a suferit și de depresie în tinerețe, de care zicea că, mă rog, s-a vindecat. Deși, v-am zis, personal nu cred chestia asta, dar el așa spune. Dacă vreți să aflați mai multe, vă invit să vă uitați la documentarul făcut de soția lui despre această boală și despre tot acest proces prin care s-a descoperit că de fapt el suferea de această boală, care se numește Robin's Wish. Este un documentar interesant care te face să te gândești la multe chestii, nu doar la partea asta de depresie. Mai sunt foarte mulți actori, să știți, apropo de asta, foarte mulți actori pe care am observat că sunt depresivi. Unii au și recunoscut că suferă de depresie, alții... Na. Dar revenind la ce vreau să vă zic, este că e foarte important să învățați să cereți ajutor sau să încercați să cereți ajutor sau să vorbiți despre treaba asta, chiar dacă nu știți să verbalizați efectiv ce simțiți. Încercați să vorbiți cu oameni, încercați să mergeți la terapie, încercați să căutați. Eu nu merg la terapie pentru că am o fobie de terapie.
Deși anul trecut mi-am pus problema asta, dacă ar trebui să trec peste și încerc să negociez cu mine, să trec peste ideea asta. Am o problemă cu terapia, mă rog, am citit eu niște chestii și mi-au rămas mie setate în minte și mi-e cumva frică de terapie, dar știu că este irațional și că e o prostie, dar trebuie să trec de treaba asta și mai durează, dar asta nu înseamnă că alții n-ar trebui să o facă. Nu este rușinos să spui că ai depresie, nu este rușinos să spui că ai o stare proastă, nu este rușinos să te duci la terapie, nu este rușinos să ai un psiholog sau un psihiatru cu care să ții legătura. Hai să destigmatizăm toate chestiile astea, pentru că nu ne aduc niciun beneficiu. Tot valul ăsta de depresie care există acum, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul adulților, chiar și în rândul vârstnicilor, vine tocmai pe fondul sugrumării unor sentimente și unor trăiri și unor lucruri pe care le-am simțit. Da? Adică tocmai pentru că noi am fost învățați că trebuie să fim niște roboți care să acționeze mecanic, să muncească până la epuizare, să facă lucrurile până nu mai pot, să dea pe din afară, să facă totul la perfecție, că dacă nu ești perfect, nu așa, să bifezi toate căsuțelele nenorocite, stereotipice, până la 25 de ani și așa mai departe, că dacă nu ești un rebut social și așa mai departe. Din toate stigmatele astea și toate stereotipurile astea tâmpite, am ajuns să avem generații întregi de oameni depresivi care nu știu cum să controleze treaba asta și de aici avem tot felul de reacții din astea nenorocite cu oameni care se aruncă de pe blocuri, cu oameni care își ucid copiii, cu oameni care au tot felul de ieșiri din astea impulsive pe care nu le poți explica. Astea vin, din punctul meu de vedere, nu sunt specialist, again, dar vin tot din pe fondul unor probleme psihice netratate, nediscutate și de aia, dacă se poate, mergeți la psihiatru, mergeți la psiholog. Nu este rușinos. În primul rând că există o mare problemă, o mare stigmatizare psihiatriei, că psihiatria este considerată, aia e pentru nebuni. Nu e adevărat. Psihiatria se ocupă cu ceva, psihologia se ocupă cu altceva. Psihologia ține mai degrabă de partea terapeutică, psihiatria ține mai degrabă de partea clinică. Atât am înțeles eu dintre cele două, că știți că mai citesc și eu câteva așa. Da? Deci psihiatria ține de partea fizică, de creier și așa mai departe. Încă o chestie pe care pot să vă confirm și dacă vreți o sun acum pe Eugenia și zic, mă rog, nu acum că lucrează. E la muncă și o întrerup. Dar vă jur că și eu aveam problema asta cu medicamentele, că dacă iei medicamente ajungi legumă și ajungi zombie și nu o să te mai poți controla și nu o să mai poți face nu știu ce și nu o să mai faci. Nu e adevărat, tehnologia a evoluat foarte mult, nu mai e zombie. Vă spun din experiență că acum, în ziua de astăzi, medicamentele nu mai sunt ce au fost odată. Dar, într-adevăr, pe vremea comunismului, de exemplu, cei care aveau probleme psihice și nu neapărat depresie, orice problemă psihică aveai sau dacă erai catalogat ca având o problemă psihică, ți se dădea o pastilă și te făcea legumă ca să stai acolo, să nu se trebuie să-și bată nimeni capul cu tine. Dar ăla era un comportament generat de indolența oamenilor, adică nu este un standard în psihiatrie, da? Adică este psihiatria la noi, într-adevăr, este suferă de un stigmat absolut înfiorător, pe care în realitate nu și-l merită, da? Stigmatul ăla l-am dobândit din cauza regimului prin care am trecut, dar nu știința în sine sau medicina în sine merită stigmatul ăla, da? Pentru că psihiatria face altceva, da? În mod normal, în ceea ce privește medicația pe partea de psihiatrie, să știți că s-au schimbat mult lucrurile, adică îmi spunea și Eugenia și pot să confirm chestia asta, s-au schimbat foarte tare lucrurile, adică nu mai e nevoie să devii legumă, nu mai vezi avioane, nu mai vezi elefanți roz, nu mai visezi că vine nu știu cine și te atacă, nu devii incapabil de muncă, cum am mai auzit chestii de genul ăsta, sub nicio formă. Repet, poate reușesc vreodată să o convinc pe Eugenia să discutăm măcar așa, la nivel relaxat despre treaba asta, ca să înțelegeți că lucrurile nu mai sunt cum au fost
și nu se mai întâmplă, că mai sunt câteva cazuri excepționale pe aici, pe acolo, că s-a mai întâmplat una alta, ales alte discuții, nu vreau să intru în detaliile astea, ales cazuri particulare, nu mă interesează, dar vreau să zic la modul general, dacă simțiți că aveți nevoie de ajutor, dacă vă simțiți rău și nu știți de ce, dacă știți că sunteți rău psihic, încercați să faceți ceva, nu vă ramponați în a suferi în voi, că nu ajutați pe nimeni, în primul rând. Exact ce zicea Eugenia, nu ajută pe nimeni să stai acolo, să te suferi în tine. Și în al doilea rând, sunt soluții, adică se găsesc soluții. Iar în cazul în care nu aveți nicio problemă, nu mai stigmatizați tot ce ține de anxietate, depresie, tulburări de personalitate, fobii și așa mai departe, că sunt foarte mulți oameni care stigmatizează tot ce ține de treaba asta pentru că ei sunt perfecți, ei sunt grozavi, ei n-au nicio problemă, dar de fapt și în perfecțiunea lor s-ar putea să aibă foarte multe probleme cu mansarda. Deci nu vă mai credeți atât de perfecți și nu mai judecați lumea, pentru că trebuie să ieșim din zona asta de stigmatizare a bolilor psihice, fiindcă altfel nu o să trecem niciodată peste ele. Dacă tu nu ești bine psihic, poți să ai absolut tot pe lumea asta. Absolut tot. Cele mai bune lucruri și cele mai fine, cele mai perfecte lucruri din lumea asta. Dar presupun că există acest grad de comparație. Dar presupunând că, nu știu, ai putea să ajungi să fii, nu știu, tot ce ți-ai dorit în viața asta. Dacă nu ești bine psihic, câți oameni care au fost în culmea succesului și aveau absolut tot, și bani, și familie, și admirația tuturor, câți nu s-au... Whitney Houston, de exemplu, care s-a sinucis, Robin, că tot îl dădeam exemplu, și mulți alții, Dalida, spre exemplu, care la fel era adulată de absolut toată lumea, avea succes când n-avea nimeni pe vremea ei. Care mai e de aici de s-a sinucis? Merlin, da? Uite, Merlin, că tot vorbeam de ea, da? Deci, sunt atâția oameni care au absolut totul, din punct de vedere material, cum zic unii, și totuși clachează, da? Pentru că dacă nu ești bine psihic, nu rezolvi nimic. Și sper ca prin clipul ăsta, în primul rând, să nu vă fi dat niște trigări și, în al doilea rând, să vă fi încurajat să încercați să faceți ceva pentru voi și să acceptați ajutor, să căutați ajutor și să nu mai vă fie frică să spuneți că aveți depresie sau că aveți nevoie de ajutor sau că să nu vă mai fie frică de medicație, spre exemplu, dacă e cazul și așa mai departe. Cam atât am avut de zis pentru astăzi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!